Dragnea îi răspunde guvernatorului BNR, sublinierea dezminte un boicot al PSD, senatorii, rezerve fac de Izrăscu. Liderul PSD a mărturisit jurnal sublinierătilor ce nu va discuta, pentru moment, cu guvernatorul BNR, ci ce va dialoga cu acesta după ce va studia răspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresat Băncii Naționale. Liviu Dragnea spune ce va face public atât scrisoarea primit de la Mugur Izrăscu, cât sublinierea răspunsul lui. Nu vreau să intru în dialog deocamdată cu domnul guvernator. Mi-a sunat ieri să mi spun ce mi-a trimis răspuns la scrisoare. O să o studiez azi, sublinierea mâine, pentru ce nu am avut timp. Am primit-o aseară, târziu. Va fi făcut public sublinierea răspunsul meu, sublinierea scrisoare dumnealui sublinierea atunci discut me. Politica BNR trebuie realizată într-un dialog constant cu guvernul sublinierea Parlamentul. Sunt dispus să discut me care au fost cauzele pentru care a crescut inflația sublinierea ce efecte are, a spus Liviu Dragnea. Dragnea exclude însă un eventual boicot al socialdemocraților, care au decis să nu participe la subliniere din ca Comisiei Economice, unde Mugur Izrăscu dădea explicații cu privire la creterea galopantă a inflației. Or fi avut vreun motiv. Ce boicot? Nu boicot me BNR. O sprijinim de 26 de ani, înțeleg ce e stabilitate, fiind acela sublinierea guvernator. Nevzând răspunsul la scrisoare sublinierea nefiind lemurici cu intenția BNR, poate au avut ceva rezerve, a conchis Liviu Dragnea.